Salutare tuturor! O vizită pe care o fac anual la un prieten și un coleg de asociație, Ionuț Ignej, la Călăraș. O vizită mult așteptată de către crescătorii de uriașul german gri și uriașul german negru. Te salut, Ionuț, și bine salutare, te-am găsit! Salutare, Laurențiu, bine ai venit! Ce să spun? Un pic mai bine la, ca timp, ca perioadă, pentru că este, văd că ai dat drumul la aerisire în partea asta, este un pic mai aerisit un tiraj de aer care dă voie ca iepurașii să respire și ei, cu toate că afară e o temperatură de vară și da, este foarte cald pentru ei. Eu nu văd boxe pline, văd exemplare frumoase, aș vrea să facem o prezentare la masculii pe care i-ai scos în acest sezon și masculii maturi. Îi așteptăm pe masă, te las pe tine să încep cu ceea ce crezi, ori cu matca ta de mascul matur cu care ai lucrat, ori dacă nu cu tineretul din... Cu ce am lucrat, cam i-am dat, okay. Un singur mai am, care am înțeles. Să lucrez în toamnă. Da. Tineretul. Nu mi-au oprit mulți mascul tineret, dar... Am înțeles. Văd că ea e acolo la... Aici, la umbră, mai bine. Un salcâm care le ține și lor umbră. În rest, un adăpost semideschis, care nu pot decât să te felicit pentru el. Am filmat și anul trecut și revin cu drag la tine și anul acesta. Mare drag, te aștept, oricând. Vreau să îmi spui ceea ce... Aici e un mascul de ianuarie. Da. De grifier. Da, da, da. Un mascul lung, frumos. Da. Se prezintă foarte bine și la capitolul cap și urechi și corp. Și stai. Bineînțeles că mai are multe de spus, pentru că suntem în plină vară și... Da. Mai au timp de dezvoltare. Frumos masculul. Ești campion pajura atât la grifier cât și la negru. La negru, da. Te felicit încă o dată și presupun că cu unele din exemplarele cu care ai ieșit acolo ai reușit să scoți. Mama la masculul ăsta este o femelă de grifier care a fost în expoziție de 96 de puncte. Da. Și tata este campionul de la Pajura. Deci cumva este un produs, producție proprie, al tău, munca ta de ani de zile pe care... Mascul agitat. O ai cu exemplarele tale frumoase. Vine naționala cu ce ești pregătit. Ce vrei să bagi? Mare parte ne poți spune două, trei cuvinte. Mare parte am zis că participi măcar cu trei colecții să vedem ce-o fi până în toamnă? Ce Doamne putem ești. Salva cu călcuri? Da, da, deja exact. De mâine exact. Se anunță mai 40 de grade la noi. Da, da. Am prieten care m-a sunat într-o săptămână 6 iepuri maturi. Da. S-au dus. Acum vedem. E greu. Da. Anul ăsta am stat foarte... Laurențiu, știi că noi am vorbit foarte prost pe masculi. Da. Foarte prost. Deci n-am avut de unde să mă opresc mascul. Dar în rest ai femele. Femele, da. Ce vrei, așa da. Dat. Din 70 și ceva de femele de pui, de-abia mi-am oprit și eu 4 masculi. N-avem ce să facem. Nu este problemă. Asta e... Oricum, sper și vreau să mai aduc ceva, un mascul pentru fimea de negru, să lucrăm. Da. Nu avem ce să facem, trebuie să selectăm bine, să scoatem cei mai buni produși în fiecare an. Pentru că e munca noastră și trebuie să o facem bine. Îmi place masculul, îi văd un viitor frumos. Presupun că își va urma părinții și de ce nu să fie campionul expoziției. Foarte frumos. Îl băgăm și ne mai prezint. Da, masculul mai altceva. Și nu în ultimul rând vreau să văd masculul matur de acolo, pentru că mi-a atras atenție. Asta tot un masculaș, un mascul de februarie,
Îl văd un pic mai, îți spun că e normal să îmi fac o idee. Da, bineînțeles. Știi că noi am vorbit în lungă acest. Îl văd un pic mai masiv, mai dezvoltat pe umeri, de musculatură. Capul e un pic mai dezvoltat față de celălalt. Celălalt e mai dezvoltat în cap față de ăsta, dar ăsta e mai bun pe corp în momentul de față. Da. Eu așa îl văd. Urechi foarte bună. Merită. Laurențu, să pune să fac prezentarea pe asta. E pe ăsta, asta e cel mai bine. Merită o boxă până în toamnă ca să vedem evoluția. Aici, că aici e locul de prezentare a lui, îl putem vedea mai bine, mai frumos. Mai închis pe culoare, mi se pare, mai închis, un pic, dar îmi place. Îmi place piciorul din față, îmi place urechea foarte. Mamă neagră. Da. Și toată de fier. Da, este probabil de aia. 96 a avut în expoziție. Da. Probabil din această cauză a dat un pic mai închis. Dar bine, nu e blana definitivă. Urmează să năpârlească și în perioada rece vom vedea adevărata valoare. Foarte frumos. Un pic și mai lung? Da, celălalt. E. Înalt. Nu știu, au început... Spune. Trag bază mai mult în el. Da. Adică, vedem. E mai masiv un pic. Nu se pupă într-un fel, nu se pupă. Normal. Numai de-aia trebuie să oprim mai multe. Da. Exemplare să... Da, eu l-am văzut în primul. Foarte frumos. Să trăiască și să treacă cu bine de perioada caldă. Îl băgăm și mai așteptăm alte exemplare. Dacă am început cu grifierul, aș vrea să mergem pe culoarea asta. În trecut ai mai avut și gri? Mă scuvași? Da. Marte. 3 aprilie. Bun, mă lași. Pe cuvânt. Au fost 3. Ți-a arăt și surorile. De unde ai tu urechea asta? Așa frumos. Deci urechea, îți spun... Nu vreau să fac reclamă. Nu. Tu știi că... Nu, e normal să... Mie-mi place. Urechea se trage din masculul de la Nedelcu. Foarte frumos. Și cu cel de la Tata Puiu. Da, de grifier. Da. Înțelegi? Foarte, foarte frumos. Îmi place maxim. Încă două surori, una pe negru și două pe negru și una pe grifier. O să fie un mascul forță. Foarte frumos, îmi place. Chiar îmi place. Tatăl lui e plecat la Viorel din Brăila. Am înțeles. S-a ținut foarte mult de mine când am dat. Masiv, blană frumoasă, ureche frumoasă. Să facem o familie, vedem cum ne dă. Altă blană? Da, e normal. Mă, sau știi, o să-ți o arăți, o arăți. Da. E văzut în expoziție. Îmi place masculul ăsta, da, foarte, foarte bine. Ai mai oprit sau e singurul pui din cuib? Mai are surorile. Una, două și una de negru. Ok. Da. Patru au fost în cuib și am oprit toți. Foarte frumos. Bun. Îl băgăm, Ionuț? Lorențu, pune o pauză, bem un suc. Nu. Că la băieți nu le place cu pauză. Oricum o să fie un clip destul de lung. Asta o punem. Două secunde. Asta e mama la masculașul ăsta. Da, o blană foarte, foarte bună pe exemplare. Ai avut un expo? Da. 96? 6. Da. Îmi place urechea. Bază lată, frumos. Cap masculin. Ia și cu neagră a rămas din maturi la mine. Restul a plecat. Tot a plecat. Da. Ce n-a plecat a ajuns la tăiere. Ce să facem? Asta e. E femelă lungă. Foarte bine proporționată.
place mult urechea. Și o femelă care, părerea mea, că dă mascul. Să intre prima, ea și cu neagră să intre în primele serii la... Să înțeleg că ai mai scos o serie cu ea. Da. Mai înainte da, puiul de aprilie. Ți-arăt, o să-ți spun. Da. O mamă excelentă care a adus două serii de pui. Da. La rândul ei, presupun că și mama ei, la fel, a fost o femelă de bază la tine în boxe. O spate tot tata priore. Da. Hai să o băgăm. O băgăm. Dacă am prezentat mama, hai să prezentăm și surorile alea. Da. Celelalte surori. De cuib cu masculașul de aprilie. Gata. Aceeași apă și aceeași pământ. Știu că anul trecut ai făcut selecție și ți-ai oprit femeluță de martie. Da. Iată că anul ăsta te-ai dus un pic mai târziu cu, dus cu oprirea. Așa a fost bun. Ți-a plăcut cuibul. Ți-a plăcut cuibul și l-ai oprit. Da. Am înțeles. Da. Frumos, ureche bună, lungă, presupun că sărită de 22 de centimetri. Da, masivitate, o femelă cilindrică, blană frumoasă, chiar îmi place cuiva. O să aibă un cuvânt de spus și cu siguranță se vor face de expo, pentru că acum e perioada în care ele nu prea mănâncă, doar noaptea, dar odată cu venirea... Dacă se face pentru expo, timpului face, rece, mă interesează să reproduc. Se vor face. O să stăm de vorbă și o să vezi că se vor face. Sunt prea bine de pe acum. Hai să scoatem și pe cealaltă. Ionuț, în momentul de față, cam la câte exemplare te-ai oprit în matca ta? Am 20 de femele. 20 de femele? Masculi, 6 masculi. 6 mascul. Da. Dar nu o să rămână tot la Orențiu, o să mai mă limitez. Da. Știi cum este... N-avem ce să faci. Mai dă chiar așa și nu e vorba de venitul. Tu ai văzut acum, o săptămână ți-am arătat. Da. Eu printr-o mie nu mai... Da. Sunt mulți crescători din țară care au renunțat și din ce în ce mai greu continuă cu ei. Deci că e mascul. Nu e mascul. Nu e mascul. Foarte frumos. Urechea îmi place maxim la ea. Și blana. Aia la altă e un pic mai închisă pe blană. Da. Acum vorbim între noi. Știi că am vorbit și în expo și cu arbitru, nu mai dă nume, că nu face reclamă. Da. Nu știi după ce este aici. Zice că grifierul, baza lui, asta e culoarea. Da. Înțelegi? Da. Mie îmi place puțin mai închis. Mai închis. Cum îmi place mai griu. Dar acum că zice că dacă este mai închisă, la o generație, două, trei, se închide foarte mult și îți dă ureche neagră, cap negru, picioare negre. Am înțeles. Și de-aia ce că se... Un viitor bun, îi văd la femeluță, să străiască și să fie o femelă de bază. Mulțumesc, la tine în boxe. Hai să scoatem și bani. Tatăl? La femeluță? Da. Dar nu campion. Nu. E altul, nu? Da. Am înțeles. Este un negru. Deci să înțeleg că ți-ai oprit 4 exemplare din cuibul ăsta. Da. Păi el a fost. Trei femele. Am înțeles. Asta este un pic, vezi, mai spicată. Da. Dar pe mine mă interesează grifierul din ei, nu mă interesează negru. Da, spicul ăsta vorbești de firele albe, adică firele albe care le are negru. Care mai are în el. Da, să văd. Dar eu nu pot să zic perfecțiunea pe negru, pentru că nu e scos din negru. Am înțeles. Înțelegi? Mi-a dat în spate, a avut străbunicul negru.
Da, nu da, poți da. Să-i cer să fie perfect negru. Mamă, uite ce bine este. Foarte frumos. Foarte mult îmi place urechea. Foarte, foarte mult. O băgăm. Continuăm și scoatem masculul, plăcerea ta la urmă, încheierea. Încheierea? Da. Surpriza. Laurenț, aici o femeiuță de ianuarie. Ce ne prezinți aici, Ionut? O femeiuță de ianuarie. Ce bine este. Masive, 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 masive. Sincer, ai mei nu sunt așa. Un pic, i-am lăsat un pic mai la porție, să zic așa, mai la o dată pe zi, e suficient. Am zis că au destul timp să se facă, să se dezvolte și le administrez o singură masă de grăunțe. Și tot în aceeași, în același timp, lucernă. Pentru o săptămână și ceva și o dată le dau. Na, dar le pun și granul ăla și lucernă seara. Nu seara, eu le dau dimineața și așa le-am dat de când i-am reprodus. Îmi place cum stă femela, un cor foarte bun, ureche, îmi place. Chiar îmi place. Felicitări pentru ea, culoare frumoasă. Întotdeauna, cum ne-ai învățat tu, exemplare de calitate și, bineînțeles, cu muncă și titluri în spate. Nu vrem să spui că nu băgăm spate, nu știi că place. Îmi place, fel. O băgăm, Ionuț. Pentru o femelă de ianuarie are o dezvoltare deosebit de bună. Tu de ianuarie? Cam tot ce am acum e de ianuarie. Da. Să înțeleg că nu te-ai grăbit cu până a scoate pui de iarnă așa de vreme. Am scos, dar știi cum fac eu. Da. Prima serie, văd ce se pupă, ce nu se pupă, restul pleacă, înțelegi? Asta este problema. Da. Și ți-ai oprit... La mine cam a doua montă opresc. A doua, da. Schimb montele, pe urmă. Da. Și spun drept, știi că noi am montat târziu, că tot mi-a frecat ba națională, ba locul, da, ba da, Brașovul, da, ba... Da, da. Și am stat... În stand-by, așa. În stand-by. Eu nu țin femele mature anul ăsta, doar ce a rămas astea două. Eu dacă se anunță că asta mor pe ei, se anunță o națională de decembrie, da, da. Ce să montez eu? Da. Înțelegi? Ca să zic că montez și eu de octombrie. Da. Eu țin să merg și eu exact. La expoziție, nu? Numai să-ți oprești femele mature, păi după un an pe altul și păi să faci... Atât te ajută, da. Dar în rest da. Nu te ajută cu da. Nimic. Da. Pentru că deja n-am nimic, nici cu federația, nici cu asociația, dar... Anul ăsta se pare că se încearcă să vadă o estimare de exemplare, câte deja suntem înscriși, da, câte vor fi prezente acolo și noi le mulțumim tuturor persoanelor care se implică acolo și să clar. Dar vreau să bag în expoziție. Și să se facă, pentru că sunt 2 ani, 3 ani aproape în care 3 ani. Suntem nerăbdători. Exact, că nu mai zicem. Fiecare ne prezentăm animalele, da. Dar valoarea lor e acolo. Normal. Degeaba spun eu, bă, exact. Bombe foarte corect. Foarte corect. Ne ducem. Adevărat. Că așa știm să râdem unul de altul. Nu mai dăm nume. Normal. Și chiar m-am bucurat că ai venit, că deja mulți în țară m-au dat mort. Că nu mai am, că nu știu păi ce. Păi nu știi bucuria unora da, n-a face mișto, dar, e la ordinea zilei. Dar noi vorbim. Și normal.
numai cât stai și cât ți-am normal, tăiat. Normal. E, nu trebuie să... Noi acolo ne lăudăm. Acolo, se, lăudăm. Acolo se vede munca. Exact. Nu e vorba de laudă, că e până la urmă e o pasiune. Acolo e frumos să ne întâlnim. Ai văzut cum ne-am întâlnit acolo. Da. Stăm și noi la un grătar, stăm și noi. Da. Mai vedem și alt animal. Exact. Și eu zic că o expoziție, chiar dacă nu ai animale bune, te întărește. Da. De exemplu, dar de ce ăla să ia atâtea puncte și eu n-aș putea? Da, hai da. Să duci un animal. Întotdeauna un titlu de campion te face, nu știu, mai puternic. Mai puternic, da. Ți-aduce animale mai bune. Mai bune. Să îmbunătățești cât de cât. Eu am văzut pe propria piele când aduci un titlu de campion acasă, te dedici mai mult, mai pasionat, nu știu, e... Bine, vorbesc de cei care le place și au asta în sânge. Foarte frumoasă femeie, nu ți-o băgăm. Oricum, exemplare destul de multe ți-ai oprit și anul acesta. Presupun că echilibrai cumva numărul exemplarilor la mascul, dar dacă nu au fost, da. Ai oprit mai multe femeie. Totul femeie de ianuarie? Da. Eu nu vreau să mi-l laud, dar... Nu e vorba de lăudat, e vorba că ceea ce se vede, se vede clar. Adică o gură de aia de butoi știi oricine cât are și nu e vorba de asta. Da. Un animal lung, bun, se vede, că nu e vorba de laud. Primul și în primul rând eu am venit la tine să te salut și în al doilea rând să-ți văd animalele. Exact. Și e o filmare de hobby, nu e... Exact. Nimic altceva. Îmi place să promovez cunicultura în România și o fac atâta timp cât o să am posibilitate. Stai. Lungi, lungi, femele lungi. Ca și anul trecut, exemplare frumoase. Un picior cât de cât corect. Foarte corect. Și pe față și pe... Să știi că le-am prins anul ăsta... un pic până în năpârlire, eu așa le văd. Anul trecut am fost eu mai târziu plecat și erau un pic avansate în stadiul de năpârlire. Acum sunt mai ok, dar urmează să dea jos. Laurențiu, tu știi acum, un animal chiar poate să fie și pe mama năpârlire. Un animal bun, nu neapărat al meu. Da. Orice animal, da. Se vede. Normal. Și că năpârlește, și că nu năpârlește. Și... Ai văzut foarte bine, intră arbitru în expoziție, prima oară dă cu ochii pe-n cușcă. Și a făcut o idee și după aia el o analizează. El știe până să-i scoată pe masă. Păi da. Blană, bine să râd. Da. Animale corecte, fără gușă, foarte frumos. Alimentația pe care le oferi, care mai e? Amestecul tău? Cele mai? Orz, anul ăsta am trecut și pe orzoaică. Da. Fac un amestec. Versele. Mergi pe versela. Versele și de două săptămâni încep, am o granulă. Nu o spun, o să o spun ție. Da. Înțelegi? Este făcută? Da. Sau e cumpărat? E făcută. Înțelegi? Am înțeles. 18% proteine. Nu avem ce să facem atâta timp cât prețul cerealelor au explodat. La un moment dat, având pământ și putem să ne procurăm singuri cerealele, la fel putem să ne preparăm și granule la ei. Și orezul, spune. Da, n-am folosit niciodată. Vorbit de mult știu, cu orezul. Știu cu orezul. Am mai dat la cineva cu orezul și pe urmă s-au dat rețetele. Da, nu. Tot femeile Ionuț. Tot femeile. Îmi place foarte mult pentru că... Nu știu, femeia asta, eu văd că va da masculi. Este cap masculi. Femeie, da? Soră cu cea de acolo. Mama ei care am prezentat. Am înțeles, din cuibul de abrile. Deci ei sunt de ianuarie, de-aia i-am scos pe ei de atelier. Da. Ia și mai am o soră. Foarte frumos. Place foarte mult urechea. Să nu cumva să pierzi urechea asta, pentru că... Deci spun drept, eu urechea de la Nederbal. Vei greși, da.
Să nu pierzi, să nu pierzi urechea. Da. Exact. Și eu vreau să aduc plusul ăsta la mine, știu că trebuie. Dar tu o ai deja, adică e un lucru frumos. Și mărime. Nu vreau mai mare, nu. Îmi metem copul la 24. Dar nu. Acolo-i. Mare. E pur frumos, corecți, cu atitudine pe masă, echilibrați. Morocănoasă, așa zic eu, asta e numai așa. Morocănoasă, da. Asta e femeia care îți va da mascul, să ții cont de o băgămeluță și prezentăm și sora. Sora e puțin mai încolo, prezentă. Mai tragem așa cât un cadru la masculul ăla frumos pe care ăla are Ionuț. Cât timp are masculul de grifier? În martie a făcut un an. Deci un an aproape spre jumătate. Nu în martie, în februarie, scuză-mă. Februarie. Da. Tot o femeluță. Stai. Da, mă, deci când strase la Xerox. Nu știu, eu văd mai frumos ca anul trecut. Pentru că, ți-am spus, orică i-am prins până în năpârlire, nu știu ce să zic. Da, mie îmi plac. Lungime, mă, mai vorbesc de restul. Vorba ta, acum fiecare știe cât are un butoi. Normal, am spus clar, dar nu... Păi, dar ce îi face acordeu? Într-adevăr. Asta am învățat de la tine? Deci de mici îi controlezi? Da, ai grijă cu vârful cozii, pentru că ajungi cu ei pe acolo și... Nu ai ce să... Îi întorci înapoi. Foarte bine. Bravo. Îmi place. Omogenitate și asemănare perfectă. Să facem și un cadru mai de aproape. Bravo, Ionuț. Îmi place ce ai. De la an la an. Mai da, bine. Zic că e destul de bun. Dar normal, să vede. Să vede bine. Vorbisem noi mai prin primăvară. Căzuse la un moment dat de comun acord. Da. Renunțăm, Ioane? Renunțăm. Băi, ce nu, ai, mă, nu, cum? Nu. Păi cum, mă, să renunț? Băi, ce ai, mă? Hai. Asta este sora. Mai închisă, mi se pare. Mai închisă. Băi, Ioane, ești mai bine, mă, ca anul trecut. Să dea Dumnezeu să bați un 9-7 acolo, pentru că... Nu, la urechi. Poate să... Trebuie. Nu mai bun, știi cum sunt. Poate nu stă în umbră. Nu știu. Da, adevărul ăsta e, dar... Ușor. Stai, tati. Știi ce aș vrea, ți-am zis, chiar îmi doresc chiar o expoziție. Un 9-7 pentru tine ți-a ridicat moralul. Să mă duc chiar să văd după ce loc se află iepuri. Oricum... O națională e altceva față de o locală, clar. Da, da. Dar ești mult mai bine și mai avansat, părerea mea. Eu știi că mă scris și pentru europeni. Nu m-a interesat cât și cum, dar nu da. Să și... Da, ce să faci? A fost atunci perioada cu COVID-ul, acum ușor, ușor, poate ne va ajuta Dumnezeu și se va ține o națională. Pentru noi ar însemna foarte mult. Da. Și știi cum e, ne susținem unul pe altul, pentru că nu numai noi suntem cei care vor, toți crescătorii din țară da, sunt nerăbdători să ca această expoziție să se țină. Îmi place, Ionuț. Pe negru mai puține exemplare sau... La momentul știi că am vrut să mă lăs de tot, da, dar negri da. E alu' fină. Am înțeles. Înțelegi? Tot ce a fost negru și-a oprit. O andă. O femeie tot de ianuarie, o nebună, roade tot, eu. Are nevoie, dar lemn. Și paierele fac. Păi n-are, e mâncăcioasă. Dacă e mâncăcioasă, înseamnă că se va face o femelă masiv. Are urechea puțin mai scurtuță. Da, e un pic mai scurtă, dar la fel de bine deschisă și proporționată. Corp, da? Nu, no, să nu sari.
exact ce ai spus tu. Nu pot să fie chiar toți aceiași. Și plusuri și minusuri. Dar nu ne-ai spus, nu ne-ai spus nimic exemplare disponibile? Laurențiu, spun drept că nu am disponibile. Nu. Da. Spune acolo, dacă o să fie ceva disponibil, o fac pe moment atunci, dacă mă sună cineva, dacă nu... Da, după aia te răzgândești, am înțeles. Mă răzgândesc. Da, știu că așa. Și așa e, n-am hotărât să nu mai dau nimic. Da. Ai văzut că-mi tăiat? E... Masă, nu așa, 2-3. E o perioadă în care, nu știu, nu le vezi atunci maturizarea lor, da. Nu le vezi creșterea și... Parcă ai mai, atunci ai mai face. Cu grip fierul e mult mai greu. Da. Densitate. Se schimbă blana de la năpădire. Ionuț, densitate. Nu se vede pielea. Deci, ce vorbim? Deci nu se vede pielea. Da? Adică nu e blană rară. Stai. Scurtă. Mai bine. Eu așa îi văd. Așa văd iepurii tăi mai bine ca anul trecut. Sincer, nu... Te bagi la negri sau mai... Nu, mai am, da. Mai avem grifier? Îmi place lumina. Asta... Îmi place lumina pe care o ai în adăpost. Asta e o femelă pe placul meu. Mai cilindrică, să înțeleg, mai masiv. Cilindrică, da. Și lungimea, lungă. Urechea puțin mai scurtuță, dar nu sunt chiar așa pe ureche. Urechea o face repede. Cu mascul... Mă interesează... Da. Se femeie la 9 kg, se va face lejer, da. Tot ianuarie? Sau e mai... Ianuarie? Agitată, foarte agitată, da. Și asta. Se uită numai în jos, serie. Nici nu i-a mai scos Laurențiu de mult. Mă, știi cum e. Genetica, genetica o au un atitudine și în astea. Nu trebuie tu neapărat să da. Îi pui. Da, îmi place. Da, da, adevăr. Puțin mai mulcuță. Nu? Nu, e aspră, e ok. Oare, da. Oare, dar uite, bine, când dai vine de urmă și acest. Nu. Trebuie să-i vezi un pic mai târziu. Foarte frumos. O blană mai închisă aici, da. Probabil vine de negru, pe unul din părinți. Da. Mamă. Ma. Stai! Și asta e. Da. N-are nici. Nu. Mă uit la... Nu. Mă uit la blană, pentru că revine frumos înapoi și aspră. Ți-a oprit femeile la greu. Da. Da, e normal ca iepurii să-i selectez după vârsta de 7 luni, pentru da. Că atunci să văd. Îi scoți în ianuarie, păi, știi că eu îi selectez în toamnă. Da. Așa, masculin, opresc, nu-mi place ce este, te sun. Alu, Laurențiu, ajută-mă. Da. Un mascul se... Dar nu pot să zic, Laurențiu mă ajungi pe mine cu 6-7 femele. Da, da, da. Așa. Te vorbește. Da, dar Dumnezeu și trecem mai și de... Normal. Vara să vine toamnă. În noiembrie. Atunci... Atunci. Până în expoziție, facem selecția finală și am băgat. Laurențiu, foarte bădeam. Frumoasă. Laurențiu, o să scoatem negrii acum. Ok. Și ce să înțeleg? Că negrii sunt... Ai fete. Ai fete. Au Andrei. Gata, nebun.
Băi, Ioane, vrei să spun ceva? Te bate, mă. Te bate la urechi. Eu am vrut să-i tai negri. Cum să-i tai? Am zis gata cu negri. E greu, Laurențiu, și negri, și grifier, și... Știu. Și filmea a zis tu. Și a tras, uite aici, vezi? De parte. Mascul? Femelă. Femelă. N-am mascul de negru deloc. Bă, dar ce cap frumos are. Deci n-am mascul de negru. O să aduc acum un mascul de negru, de la Marius, pentru ele. Foarte, foarte bun. Să-i lucreze, domnișoara. Nu vrea să-și prezintă exemplarele, de ce da. Nu vii aici? Hai, te rugăm. Pentru că e munca ta, e dedicarea ta și trebuie să ne arăți ceea ce... Da, e normal, dar o știind în expoziții că da. Unde ai fost, te-a urmat. Da, după mine. E o iubitoare de iepuraș. A avut în trecut și rasa aia mică. Visgranărul. Da, Visgranărul. Și știu că mi se pare că a avut și un titlu de campion la Pitești. Campion la Pitești. La Pitești, da. Foarte frumos. Hai să ne mai prezint și alte exemplare, Ionuț. Îmi place foarte mult urechea. La fel, îți spun și îți dau un sfat să nu pierzi urechea, pentru că e greu să... Ureche, da. E greu să pierzi ceea ce deja ai. Un caracter foarte puternic. Da. Da, lungă. O, oh, ia aici un pic de la căldură. E de la căldură. Nu e problemă. Nu, n-am avut. Stai liniștit. E pur bun, e pur corecții care... Era păcat dacă... Bunicul a transmis bine, pare. Da? Dacă e mamă, tată, grifier, înțelegi? Da. De ce vrei? Acum va trebui să aduci un negru scos de negru, da, nu? Da. Aduc un negru negru să lucrez. Da. O selecție foarte bună. De ce știu, ți-ai făcut singură selecție, așa e? Da. Bravo. Mă bucur și te felicit. A fost 12 femeluțe, dintre care a rămas 4. Păi cine? Asta înseamnă selecție dură. 4 zile a selectat. Foarte bine, bravo. I-a scos, i-a băgat. Să pui mâna să faci școala de arbitri ca să îl arbitrezi pe tati. Bă, să îmi place, mă place. Păi cum după să nu? Copile, mă scot pe ea. Și să știi că multe le observ înaintea. Păi normal. Vezi? Da. O băgăm, Laurențiu? Da. Gata. Cuiburi mai târziu ai scos? Nu. Adică te-ai mai lungit la cuiburi de vară sau ceva? Nu. Ionuț, am luat o mică pauză în a ne mai hidrata și noi, pentru că căldură mare. O femelă de viitor care va face parte din matca ta și din matca Andrei. O femeluță frumoasă, cu trăsături bune, ureche frumoasă, picior, blană. În expoziția asta. Doamne ajută. O colecție de gri, de negru n-am stricat. Da. Masivă, frumoasă. Să-ți trăiască. O băgăm, Laurențiu. O băgăm și... Mai scoatem mai amul ăla pe negru. Mai așteptăm pe masă. Gata. O adevărată pasionată și crescătoare de iepuri. Aici, câți ani avea Andreea? Aici. Erai la Pitești, cred. Da, la noi... Asociația în care am făcut parte. Aici erai și mai mică. Și ultima femeie pe negru, foarte agitată. Agitată, se vede. Se vede. Mușcă, sare. Dar în același timp și corectă. Tot ianuarie? Da. Un piculeț mai subțirică. Mai subțirică, dar
va recupera. Exact. Va recupera fără probleme. Masiv, îmi place masivitatea pe ele. La fel lungi. Super. Foarte, foarte bun. O băgăm Ionuț și așteptăm să vedem și masculul cu care ai lucrat anul acesta. Masculul, ți-am zis, după expoziție au plecat toți. Am înțeles. După ce am montat și a început fătările, da, mine, da, da. Am zis, le dau drumul, știi? Am înțeles. Au plecat la Sarto, doi masculi. Spania. În Spania. A plecat în Bulgaria un mascul. Da. A plecat la Brăila, la Viorel. Da. A plecat la Nițulescu. Nițulescu are și acum un mascul, da, foarte bun. Am vorbit cu Nițulescu, dacă o fi masculul ăla să-l dea înapoi, îl aduc înapoi la mine. Stai. Am înțeles. Nu știu să o dau. E calm, nu vrea să facă și el baie. Numai tu vrei să te răcurești la piscină. Știu ce înseamnă un mascul gros. Da. În același timp lung. Atitudine și te rog să te muți acolo în spate, pentru că e, tu ești crescătorul și se află la tine în adăpost. Butoiul se vede, deja este un pic mai în afară, deosebit de masiv, un mascul care mi-a făcut cu ochiul exact de când am intrat la Ionuț în adăpost. 97 de puncte în Ungaria. Să înțeleg că e la prima apariție. Da. Foarte, foarte bun. Ca frumos, berbecat. Ca că s-a udat. Da. Năpârlește în piept, se vede, da, foarte, da, foarte bine. Nu e el în formă maximă, pentru că suntem în perioada verii, dar vă spun sincer că este un mascul tot pentru masivitate care merită, își merită punctele. Deosebit. Masculul aș vrea să rămână un pic pe masă, Ionuț. Îți mulțumesc pentru primire. Multă sănătate. Și în același timp și să ne auzim cu bine toți crescătorii. Doamne, și animale ajută. Sănătoase tuturor. Sunt bucuros că vin la mine, că e o vizită anuală pe care eu am încercat să o fac mereu. N-am mai fost atât de mult. Da. N-am avut timp, nu cum ne-am auzit vorbe, că nu mai am. Nu, lasă. Astea sunt vorbe care nu trebuie să le pui la suflet, treci peste ele și tu îți vezi de treaba ta. Noi vă salutăm, prieteni, și să ne vedem cu bine la următoarea vizită. Doamne, sănătate multă!